Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Cristina Ciobanu, încep Siri la AgroTV. Gospodarii și micii fermieri sunt constrânși să aibă un maximum de 5 porci în curte. În caz contrar, totul se transformă în exploatație comercială. Atunci, persoanele fizice se transformă în persoane juridice și sunt bune de dat taxe la stat. Lucrul acesta îi nemulțumește pe micii fermieri. Ei văd mai degrabă această măsură ca o lovitură sub centură dată în gospodăriile țărănești. Am impresia că o să fie mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu. Deci atunci țin minte că dacă sfăta vaca și să nu te bage la impozite și așa, omorai vițelul. Acum cu porcii, dacă sfată mai mult de 5 porci, ceilalți trebuie să-i omori. Nu se poate așa ceva. De vândut n-ai voie să-i vinzi. Am înțeles că le convine să aducă porci de afară și ai noștri să nu mai ai desfacere la ei. Să se aducă totul numai de afară și vedeți foarte bine și nu știu dacă ați simțit, nu are același gust carnea românească, legumele, fructele românești, cum are ăla de afară. Ăla de afară n-are niciun gust. Ăla e numai cu azoturi, numai cu chimicale și după ne plângem de ce să îmbolnăvesc copiii noștri. Deci această măsură vă nemulțumește, creșteați mai mult porci și în gospodărie, aveți vaci, faceți brânză, vă rămâne zer, până la urmă acel zer trebuia fructificat. Da, și acum o să-l dăm la câini, când avem ce să facem, sau îl aruncăm. Eu cred că totuși cei care au crescut porci până acum vor mai crește în continuare. Nu cred că totuși chiar așa de grav se vor apleca la crescători să le interzică. Problema este comercializarea, pentru că el îți crește un porc, 2-3, pe lângă cei care are nevoie și și-a făcut un ban. Un venit care e foarte important pentru cel care stă la țară și are 4, 5, 6 hectare de teren, trebuie să producă ceva mâncare, că dacă nu, cum v-am zis, deci agricultura trebuie să producă mâncare. Și agricultura, dacă produce mâncare, cu siguranță are viitor. După valul de discuții generat în spațiul public de ordinul 24 care reglementează tipurile de exploatații de porci de pe teritoriul României, ministrul Agriculturii spune că acest ordin va fi retras. În emisiunea Agricultura la Raport, din nou am avut exclusivități. Adrian Oros a anunțat că obiectivul pe care și l-a propus când a pus în dezbatere publică acest ordin de a genera o discuție privind creșterea porcilor în România a fost atins. Mai mult, actul normativ urmează să fie retras din dezbatere publică pentru că atribuțiile în ceea ce privește creșterea suinelor nu țin de Ministerul Agriculturii, ci de alte instituții. Ordinul de care povestim este un proiect de ordin. N-are niciun efect. Am vrut doar să provoc o discuție legată de problema creșterii porcului în România și de problema peste porcine africane, care este o problemă pe care nu vrea lumea să o abordeze, mai ales de când a apărut COVID-ul, deși este o problemă asemănătoare COVID-ului. Apoi, în vigoare este ordinul domnului Daia, ordinul 538, care conține exact aceleași prevederi, că se pot crește pentru consum propriu doar 5 porci în gospodărie. Deci ordinul acesta este în vigoare. Ordinul 538. Care efect a avut? Zero. Nu s-a întâmplat nimic nici cu relansarea creșterii porcului în România, nici cu stoparea peste porcine. Pesta porcina africană a făcut să ucidem 740.000 de capete de porc. Despăgubirile au fost 6 milioane de lei până acum. Deficitul balanței comerciale pe porc, adică cât pierdem în fiecare an noi ca țară, cumpărând carne de porc de afară, e 621 milioane euro. Suntem în situația următoare. Avem o capacitate de cazare la porcul gras de 3,6 milioane, ocupat este doar 982.701 locuri. De ce? Toate acele ferme au fost falimentate. Noi, ca stat, din bugetul de stat, din banii tuturor, am plătit despăgubiri. Fermierii aceia au fost falimentați și noi producem doar 25% din carnea pe care o consumăm. Ministrul Agriculturii, în acest subiect legat de dimensiunea economică a fermelor, n-are
nicio atribuție, legat de cine, cum se fiscalizează porcul, de la ce număr se consideră fermă de subzistență sau peste ce număr este fermă comercială, n-are nicio atribuție, legat de gestionarea PPA n-are nicio atribuție, legat de gestionarea ministerilor n-are nicio atribuție. Dar toată lumea s-a obișnuit să întrebe Ministerul Culturii. Iar noi, Ministerul Culturii, avem o singură atribuție, să dăm scheme de sprijin și măsuri celor care respectă legea. Eu am să retrag ordinul pentru că este în dezbatere, nu este treaba mea, cei care au treabă să-și facă treaba. Tinerii fermieri așteaptă cu nerăbdare lansarea ghidului solicitantului pentru submăsura 6.1 pentru perioada de tranziție 2021-2022. Negocierile pentru punerea la punct a tuturor detaliilor pentru această submăsură au loc chiar în această perioadă în grupurile de lucru de la Ministerul Agriculturii și se pare că veștile sunt îmbucurătoare pentru tinerii fermieri. Susținerea financiară totală pentru tinerii fermieri care vor să facă agricultură este de 100 de milioane de euro. Adrian Oros a declarat în exclusivitate pentru Agro TV că s-au introdus noi criterii de selecție în vederea unei coerențe interne la nivelul finanțării din perioada de tranziție. În primul rând, principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului privind gestionarea gunoiului de grajd, agricultura de precizie, adică dacă ai zootehnie și ai integrat și aceste lucruri care se pliază pe Green Deal, ai prioritate, a explicat șeful de la MADR. Alte două condiții se vor regăsi în fișa pentru submăsura 6.1 și care le vor aduce puncte în plus la dosar tinerilor fermieri. Este vorba de principiul integrării în cadrul planurilor de afacere a construirii și modernizării a clădirii cu destinație agroalimentară, achiziție de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației. Un alt avantaj este principiul apartenenței la o formă asociativă. Cu alte cuvinte, unindu-se, fermierii mici vor avea o altă putere de negociere cu marile lanțuri de magazine, dar mai ales se vor putea dezvolta mult mai repede. Și încă un lucru de luat în seamă. Alocările financiare per proiect vor fi majorate până la 50.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, în cazul în care solicitanții vor depune unele condiții specifice. Atenție! Până la data de 4 mai, să depună proiectele pentru a obține fondurile europene disponibile prin submăsura 6.1 pentru alocarea financiară 2014-2020. Că tot am adus vorba în materialul pe care tocmai l-ați urmărit de unirea în cooperative, vă atragem atenția că este obligatorie actualizarea actelor constitutive ale cooperativelor actuale. Totul trebuie făcut până la data de 20 aprilie 2021. Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul vegetal reamintește celor interesați, pentru a nu intra în criză de timp, că trebuie organizate din timp și în condiții de siguranță sanitară adunările generale, pregătirea propunerilor de modificare a actelor constitutive și depunerea acestora începând cu luna martie 2021. Alături de modificările actelor constitutive, este nevoie de elaborarea, aprobarea și respectarea altor documente interne, precum regulamente interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membrii, contract cadru între cooperativă și membru, încheiat pe o perioadă de minim 3 ani, fișa de post director executiv cooperativa agricolă. Pe de altă parte, public, cei de la Alianța Internațională a Cooperativelor anunță că este interzis prin lege ca societățile comerciale sau pe acțiuni din România să folosească sintagma cooperativă agricolă în denumirea și promovarea mărcilor dacă nu au statut de cooperative sau societate cooperativă. Piața pământului de la noi din țară reprezintă un subiect destul de sensibil de mai mulți ani de zile. Fermierii se lovesc adeseori de problema proprietății. După ce că și așa își împart munca pe suprafețele mai multor comune, de multe ori nici de bucățica de pământ pe care o au nu sunt sigur că este a lor. Cum se ajunge în astfel de situații, vedem imediat. La momentul actual, eu cu fratele meu lucrăm undeva la 1100 de hectare pe 4 comune. Pământul e destul de fărmiță dacă l-aveți pe 4 comuni. Foarte. Și îmi spuneați până să începem acest dialog că nu sunt nici suprafețe foarte compacte, unele dintre ele. Foarte fărmiță și încercăm să-l comasăm de la an la an, dar în fiecare an avem un delay de 50-60 de hectare pe care nu le găsim. Fiind bucăți de 3.000 de metri, 1.000 de metri, 2 hectare, 3 hectare, sunt comune unde pe același amplasament sunt puse 3 titluri de proprietate și ajungi la un moment dat să te iei la bătaie sau să dai cu parul în cap, motiv că fiecare are dreptul lui de adevăr, fiecare venim cu titlul.
Din păcate, sunt firme care au cumpărat sute, mii de hectare pe zonă și efectiv nu le-au dat în arendă fără a ne da clar situația contractelor. Au la nivel de antecontract, procură și acum copiii moștenitorilor vin să arendeze din nou pământul. Și de aici ne lovim de tot felul de anomalii și este tot felul de disensiuni locale. Pe lângă seceta pedologică extremă, bolile plantelor și atacul fără precedent al unor noi dăunători au avut impact negativ asupra culturilor vegetale sau legumicole. De exemplu, la cereale, atacul insectelor a diminuat totalul producției cu aproape 30%. În toate zonele țării, muștele cerealelor au creat haos, iar pe terenurile din sud-est, atacul fără precedent de trips a devastat 70-80% din producția de orz la sfârșit de aprilie. Atunci, foarte mulți fermieri au folosit produse de contact împotriva lor, dar efectul a fost de maximum 20%. Dacă nu se aplică tratamente pentru protecția plantelor la timp și corect, pierderile merg până la 100%. Bolile și dăunătorii pot să compromită total o cultură. Informații detaliate prezentate de specialiști care chiar știu despre ce vorbesc găsiți dacă accesați site-ul nostru agrominustb.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Pentru ca o fermă să producă lapte atestat ecologic, trebuie să respecte anumite reguli de la care nu se face rabat. Tocmai aceste impuneri garantează că pe masa consumatorilor ajunge un lapte gustos și sănătos. Iar cei care se înhamă la această muncă știu că odată ce produci bio și costurile sunt ridicate. În județul Sălaj, o cooperativă a mizat pe creșterea vacilor eco în sistem intensiv. Aici animalele sunt crescute în cele mai bune condiții, exact cum cere manualul de specialitate. Practic toate grajdurile sunt prevăzute cu padocuri, unde animalele au acces afară. Bineînțeles, asta în funcție de perioada anului și de timpul care îl avem. În plus, și noi utilizăm pășunile din plin. Vara, toată zona de tineret ne este pe pășune, plus zona de repaus mamar ne este pe pășune. Restul animalelor au acces liber la padoc. În plus, zona de grajd, sunt anumite reglementări pe metri pătrați. Avem nevoie de 4,5 metri pătrați pe cap de animal. Practic e un graj, dacă vă și uitați, foarte, foarte aerisit. Ideea ecologicului e de a avea condiții maxime de bunăstare la animale. Animalele nu trebuie să sufere, animalele trebuie să fie liniștite, iar dacă sunt liniștite și crescute corespunzător, ele răspund prin lapte. După cum am discutat, sunt anumite particularități pe zona ecologică, care nu știu, nu prea se regăsesc în fermele convenționale. Aici putem discuta de viței, care trebuie alăptați timp de 90 de zile cu lapte matern. Este o cerință obligatorie. O altă condiție care ține de bunăstarea animalelor, viței trebuie ținuți în cușete comune. Noi aici avem loturi de câte 4, de câte 6 viței. Ce în cușete comune? Pentru că sunt animale sociale, ele au nevoie să socializeze, își creează grupuri și stând animalul singur, practic se creează o anumită diferențiere, o anumită suferință, de aia este mai bine să-l ții în grupuri comune. Vineri 26 februarie, începând cu ora 16, pe platformele media Syngenta și AgroTV, va avea loc live un talk show inedit moderat de Gabriela Dragoș, reprezentanta companiei, și Ovidiu Ghinea, pe care îl știți foarte bine, este realizatorul emisiunii Agricultura la Raport. Se vor aborda teme de actualitate legate de problemele, dar mai ales soluțiile care pot fi utile fermierilor noștri. Puteți intra și dumneavoastră în direct cu invitații de top a evenimentului, dacă salvați data în calendar. Abordăm direct problemele fermierilor și găsim soluții. Stăm de vorbă cu doi dintre fermierii de top pe care are România într-un talk show inedit. Fă-ți și tu vocea auzită și intră în direct cu noi într-un eveniment dedicat culturii de cereale păioase. Sunt Gabriela Dragoș. Sunt Ovidiu Ghinea și vă așteptăm vineri, 26 februarie, ora 16, în cadrul unui eveniment live transmis pe platformele online de comunicare Syngenta și AgroTV.
La Valea Lupului, în județul Iași, preșcolarii sunt stimulați să citească, să iubească lectura. Mai exact, grădinița de aici este inclusă în programul Citește-mi 100 de povești, o inițiativă a Ovidiu Ro, care își propune ca până în 2025 toate grădinițele din România, mai ales cele din rural, să devină grădinițe biblioteci cu scopul de a îmbunătăți performanțele școlare ale copiilor din comunitățile defavorizate. Raluca Daria Diaconiu, corespondenta noastră în zonă, dezvoltă acest subiect esențial. Grădinița și școala gimnazială de la Valea Lupului a știut mereu să se mobilizeze și să se implice în proiecte interesante atât pentru cadrele didactice, cât și pentru preșcolarii și școlarii de aici. De aceea, în continuare, vor derula astfel de proiecte. Acum au scăpat de scenariul roșu și, da, s-au întors în bănci. În această săptămână suntem situație în scenariul galben. Asta înseamnă că toți copiii de grădiniță, cei de învățământ primar și clasa a 8-a au revenit la cursuri fizic, iar clasele a 5-a, 6-a, 7-a sunt în online. Asta înseamnă că avem față în față aproape 450 de copii, iar următorii sperăm să revină dacă va scădea indicele de infectare în comunitate. Cum a fost cu educația online, cu orele online? A fost o provocare, însă ne-am coordonat foarte bine, ne-am organizat, pentru că încă din primăvară, când s-a intrat prima dată în online, noi eram oarecum pregătiți. Colega mea, Ana Ungureanu, a dezvoltat o platformă ISQ, Another Smart Question, pe care noi o foloseam deja de câțiva ani. Copiii erau obișnuiți să lucreze pe tablete. Deja începusem cu toate cadrele didactice formare pentru educația digitală. Ce e mai frumos decât să ți se citească zilnic o poveste? Asta se întâmplă la grădinița din Valea Lupului, aici unde doamnele au grijă să-i entuziasmeze pe cei mici și să-i apropie de lectură. Pentru grădinița noastră, momentul de lectură pe care îl facem în fiecare zi a devenit o obișnuință, un moment foarte important. Prin intermediul lui, copiii își îmbogățesc vocabularul, își dezvoltă imaginația, creativitatea și dobândesc mai multe cunoștințe. Copiii aceștia desfășoară momentul de lectură de acum 2 ani, deci de la grupa mică, ei sunt în grupa mare și au avut parte de acest moment în fiecare zi. Chiar și atunci când a fost pandemie și au stat acasă, eu și colega mea ne filmam și trimiteam zilnic copiilor momentul de lectură. Ovidiu Ghinea vă invită și în această seară să-l urmăriți în Agricultura la Raport, în număr la fel de mare cum o faceți ca de fiecare dată. Dezbaterile vor avea loc alături de crescătorii de bovine despre prețul laptelui, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia pentru a putea beneficia de ajutoare din partea statului și a Uniunii Europene, despre nevoia de procesare și multe alte subiecte de actualitate în rândul fermierilor. Doamnelor și domnilor, întâi de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost într-un număr atât de mare seara trecută în fața televizorilor și ați urmărit Agricultura la Raport. În această ediție discutăm despre creșterea bovinelor, despre prețul laptelui, despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească crescătorii de animale pentru a putea primi ajutoare din partea statului și din partea Uniunii Europene. Vom vorbi și despre nevoia de a procesa. Voi veni în fața dumneavoastră cu un fermier care a reușit să integreze practic producția vegetală. Este unul dintre cei mai reprezentativi fermieri pentru sectorul zootehnic. Vorbim, bineînțeles, și de industria laptelui în strânsă legătură cu acest domeniu de activitate. Vă invit să urmăriți Agricultura la Raport. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere!
La noapte, cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasă stratiformă sau ceață în zonele de câmpie. Izolat va burnița, iar în estul Moldovei, al Munteniei și în Dobrogea va fi posibil să plouă slab. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime se vor situa în general între minus 4 și 7 grade. Mâine vremea se va încălzi și va deveni mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, dar în zonele joase de relief, local, în primele ore ale intervalului, se vor semnala nebulozitate stratiformă, ceață și posibil burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 19 grade. Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Acest îngrășământ starter, Seed Sprint, îl folosim din 2016 cu mult succes. Fiecare agronom știe că tinerile plantuțe au nevoie de, în primele faze de vegetație, de fosfor. Fosforul care este ușor accesibil, acest îngrășământ are o granulometrie perfectă, o aplicare localizată în jurul boabelor. După folosirea Seed Sprintului, planta de porumb a profitat de aplicarea acestui produs și creșterea a fost explozivă. După răsărire, imediat s-a văzut diferență. La două săptămâni era, a lăsat în urmă pe alu vecinul. S-a văzut diferență și a avut explozie foarte bună, adică a crescut foarte repede. Colegul dumneavoastră a încercat să scoată cu mâna, n-a reușit. Da, și ne-am dat seama că da, într-adevăr, diferența este mare la rădăcinarea plantei. După care am găsit, într-adevăr, o rădăcină destul de viguroasă, destul de bogată, foarte lungă, adâncime în profunzimea solului, unde nu am folosit, se vede diferență. Aici undeva solul are undeva de un pH de 5,4. Deci, ca să fie porumb în condițiile astea la un 5,4, undeva e o diferență, se vede unde. Poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom.